Ziua îndrăgostiților a fost sărbătorită pe 14 februarie în acest an și la Palatul Culturii Teodor Costescu din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Valentine's Day este o sărbătoare americană care a pătruns și în sufletele românilor. Condițiile de pandemie nu sunt un scut pentru îndrăgostiți. Palatul Culturii Teodor Costescu a fost gazda unui spectacol uimitor format din umor, dans, dar și o expoziție de artă. Trupa Diva Dans și Cavalerii Râsului au animat spectacolul pe 14 februarie. Una dintre cele mai frumoase și așteptate sărbători am sărbătorit-o la Palatul Culturii Teodor Costescu, bineînțeles anul acesta puțin mai restrâns datorită condițiilor care sunt. Așadar, Ziua Iubirii, Valentine's Day, s-a sărbătorit în sala Clubul Artelor Open Mind. Cu invitați, am avut un spectacol de umor, dans, dar evenimentul a început cu o frumoasă expoziție adecvată momentului respectiv, semnată Anne Marie. Am continuat spectacolul cu trupa Diva Dance, cu o coreografie semnată Florian Giura, este colegul nostru de aici de la Palat, dar momentul umoristic a fost asigurat de trupa Cavalerii Râsului cu 3 scenete în regia lui Radu Vereș. A fost o manifestare frumoasă, așteptată, se știe că această zi este așteptată în special de tineri. Chiar dacă toate țările, toate popoarele și-au sărbătoarea lor a dragostei, cum este Dragobetele la români, iată că această sărbătoare a pătruns în mai toate țările și eu zic că este o sărbătoare recunoștință față de Sfântul Valentin. Se știe povestea care a făcut multe căsătorii în ilegalitate pentru că nu era trecut la creștinism și pentru asta a plătit foarte scump. Deci, sărbătoarea iubirii a fost sărbătorită la Palatul Culturii cu mare fast, cu mare bucurie și sperăm că la anul să putem să o facem mult mai larg și cu acele căsătorii de o zi. Iubitorii de artă au fost prezenți în număr mai mic față de anii precedenți, însă personalul Palatului Culturii speră că anul următor să își poată desfășura activitatea din plin, fără aceste măsuri impuse de pandemie.